participat la 250 de conferințe internaționale, este lector la diferite Academii Europene de Estetică Dentară și profesor al Departamentului de Estetică Restauratoare și Conservativă a Universității din Marsilia. Doctorul Ștefan Cubi este unul dintre cei mai tineri speaker invitați la București în cadrul celui de-al 7-lea Congres Internațional de Estetică Dentară organizat de SSR. Lucrarea prezentată de acesta s-a intitulat Obținerea rezultatelor estetice prin folosirea tehnicilor adezive și a trezit interesul sutelor de medici prezenți la eveniment. Tehnicile adezive sunt opusul tehnicilor convenționale, deoarece în trecut nu ne foloseam de bonding pentru restaurări, așa că ne trebuia ceva care să reducă distrugerea unui strat mare de țesut. Tehnicile adezive reprezintă un proces chimic prin care ne propunem să obținem o mai bună retenție printr-o procedură minim invazivă. Toate tratamentele intră în categoria esteticii dentare. Nu vorbim aici doar despre fațete sau coroane. Toate tratamentele care au ca scop reconstrucțiile se pot numi estetice. Una dintre definițiile pe care le putem atribui esteticii se referă la a te simți bine în pielea ta, a te simți frumos, iar pentru mine estetica înseamnă să încerci să copiezi natura. În trecut, noi ne doream să găsim o soluție prin care să putem face dinți albi, dar astăzi ne aflăm în societatea de consum și nu ne mai dorim ceva atât de alb, ci mai degrabă ceva natural, iar pentru acest lucru avem nevoie să folosim materiale noi, deoarece tehnicile vechi nu ne ajută să creăm ceva asemănător cu natura. Datorită revoluției tehnologice în stomatologie, astăzi putem reproduce naturalețea cu ajutorul tehnicilor inteligente și al tehnicilor de bonding. Medicul a recunoscut că este plăcut surprins de ideea unei televiziuni dentare online, cum este Dental TV, și a dorit să transmită prin intermediul nostru un mesaj către colegii săi din România. Eu descoper televiziunea dumneavoastră chiar acum și sunt foarte plăcut surprins de existența ei, deoarece educația făcută în mediul online este viitorul și cred că astăzi medicii dentiști ar trebui să fie informați în permanență și nu numai în cadrul congreselor, ci în permanență. Această televiziune este de asemenea excelentă și pentru pacienți, deoarece ei trebuie să știe absolut tot ce au nevoie și tot ce le poate oferi tehnologia pentru tratamentul de care au nevoie. Toți avem același job și ne lovim de aceleași probleme în cabinet, așa că nu pot decât să le urez succes în folosirea noilor tehnici. Tetitul Down.